Păi știți că eu în general îmi văd de treabă, dar în primul rând mai zic și eu ce am pe suflet. Aș vrea și eu la toate podcasturile din România de se filmează, mai ales la cei din industria, trebuie să vă puneți un detector de la de minciuni când ziceți anumite chestii despre voi, să se vadă dacă e minciună sau adevăr, că se minte în podcasturile astea cum nu există vreodată. Câte minciuni am auzit eu în podcasturile de le-am văzut în ultimul timp, e ireal. Și până la urmă eu n-am de ce să fiu invidios pe cineva din industria românească de trep, că ar trebui gen să mă bucur dacă scoate cineva un hit sau așa, sau îi merge bine cu melodie. Aș fi fraier gen să am invidie sau să-l văd ca pe o concurență. Că până la urmă, bă frate, e loc pentru toată lumea. Dar nu e loc pentru ăștia care amenință melodii și câtă teroare v-ați luat la viața voastră, e real, dă bani, nu mai știm, că dați afară la ale voastre unde este semnați, dați afară 80% sau sume de astea, așa. De ce să mai zic, de femei? Nu mai zic nici de alea, că e rușine mare, bă. Așa, continuând, bă, mințiți cu tot ce faceți, băi, calmați-vă, bă, că sunteți de ultimul râs cu efectiv tot ce faceți la concerte, nu vă respectați oamenii, de vin să vă asculte, sunteți obraznici, aveți gesturi de alea proaste în voi, bă, apreciați dracu că ăia vă țin în picioare dacă nu ați murit de foame. Păi oricum muriți de foame și sunteți plin de voi. Eu sunt cel mai modest din industria asta și pot să zic că am un succes foarte mare, dar așa trebuie să fii modest, să îți faci loc de bună ziua, să fii respectos și cu un copil amărât de vine la concertul tău și poate ia cerul lui maică sau ultimii bani să vină să te vadă. Nu să fiți boschetari la concertele voastre, se minte o grămadă și voi credeți șmecheri pe mulți, care vă garantez eu o să vină momentul în care o să-mi dau eu drumul la gură despre toți, dar până atunci am văd de ale mele. Din industria asta trep am respect de... Nu respect, că respect am de toți, de mă respectă. Că de respecta mulți în față mă respectă, dar pe la spate ce a fost la gura voastră e partea a doua. Am pe bune cine cântă șmecher și așa, sunt din industria trap și chiar au ce cântă și așa. Sunt 4 sau 5 artiști de care mie mi-e drag și îmi place de ei. În rest, toți niște figuranți, bă, toți niște jeguri, toți niște plin de ei și dau procente din concerte. Nu mi-ai mințit, mă, pe oameni cu ce faceți așa. Fiți sincer pe internet, cum sunt eu. Eu nici n-aș vrea să fiu considerat ca trapper. Că la noi în România sunt maxim 5 trapperi care sunt pe bune șmecheri. În rest,